CFR Călătorii a anunțat că începând cu data de 9 decembrie va intra în vigoare noul plan de mers al trenurilor 2012-2013, care va fi valabil până la 14 decembrie. Zilnic se vor afla în circulație 1378 de trenuri, cu 60 de trenuri mai mult decât în planul de mers 2011-2012. În traficul intern s-a implementat mersul de tren cadentat pe rutele unde condițiile de circulație și exploatare au permis acest lucru și unde traficul de călători este cu preponderență de nave. București Nord, Roșiori, Roșiori Craiova, Constanța Mangalia, București Nord Ploiești, Ploiești Sud Urziceni, Buzău Mărășești, Iași Ungheni Prut. Pentru asigurarea mobilității și pentru desfășurarea unui transport de pasageri competitiv e necesară realizarea unei rețele de transport complet integrate care să pună în legătură diferitele moduri de transport. În acest sens, o soluție pe termen lung este introducerea unui sistem de mers de tren cadențat, care să asigure legături frecvente între marile orașe ale țării și capitalele de județ. În traficul internațional s-au introdus două noi trenuri cu destinația Budapesta de la București Nord și de la Sighetu Marmației.